Bună seara, dragi ele, strigoi și spiriduși! Eu sunt vocea ororii și voi fi gazda voastră în această seară înnorată. Am pregătit surcelele pentru un foc lung care vă va încălzi trupurile demonice în timp ce vă voi povesti o legendă foarte veche cu origini din Japonia. În folclorul vechi japonez există amintirea demonului Kasha. El arată ca o pisică în flăcări și fură corpurile celor ce au păcătuit. Kasha se hrănea cu carnea putredă a cadavrelor și oamenii îl opreau punând pietre în sicriu sau lame de ras pe capac. Această entitate are un aspect monstruos și se naște din pisici abuzate și abandonate, prelându-le trupul. Puțin știu însă că acest demon este doar o jumătate din problemă, fiind geamănul demonului Tekša. Legendele străvechi menționează de asemenea că cei doi frați demonici nu au fost întotdeauna în starea de acum. În demonologia clasică, numim aceste făpturi demoni destrupați. Ei au avut odată o latură umană care s-a pierdut de-a lungul timpului. În secolul al XVI-lea, în Honshu, o regiune japoneză cunoscută pentru creșterea lanurilor dese de orez, locuiau multe familii de muncitori săraci. Agricultorii antici aveau rolul de a supraveghea creșterea orezului pe câmpurile mlăștinoase care se inundau în perioadele de vară. Ei trăiau la marginea acestor mlaștini, în case cu acoperișuri din grenguțe verzi și subțiri de bambus. Aerul era umed și cald, formând o năbușeală grozavă în timpul zilei, iar noaptea, răcoarea, liniștea muncitori obosiți. La micile focuri care luminau colibele improvizate, se vedeau fețele arse de soare a bărbaților, care împleteau pălării, ori ciopleau diverse figurine. Madake, sau bambusul uriaș, era o plantă foarte generoasă, care creștea cu o viteză uluitoare în zona Honshu. Adevărate păduri apăreau peste noapte, iar în tulpinile goale, apa ploii picura încet, nivel cu nivel, coborând în jos și filtrându-se. De câteva ori pe zi, femeile mergeau în pădurea de Madake cu niște secere mici și crestau tulpinele pentru a crea un mic robinet natural în plantă. Puneau gălețele la baza sa și urmăreau cum miracolul naturii le umple vasele cu apă curată. Pădurile de bambus nu erau nici de cum ceva sinistru, spre deosebire de codrii noștri care colcăie de ființe necurate. Ele erau protejate și divinizate. Însemnau viața, renașterea și erau un dar de la Dojin, zeul naturii. Maimuțe pitice, panda, șopârle, gorile și păsări umblau prin pădurile protejate. Credința lor le interzicea să omoare și să mănânce animalele, așa că totul era într-o armonie totală. Pe micile grădini din jurul taberei de muncitori creșteau fasole roșii, napi, castraveți, ridichi, finete și ceapă. Ei le fierbeau, frigeau, murau pentru mesele viitoare. Printre legumele favorite se aflau însă brusturi și muguri de bambus, gustos condimentați cu oțe de orez, chimbir și mentă. Ziua lor de muncă era în general ușoară, în afara sezonului, iar muncitorii se aflau acolo doar pentru a scoate plantele bolnave din mlaștină și a se asigura că totul decurge bine. În timpul sezonului însă, satul se umplea cu noi muncitori care au fost trimiși să ajute la recoltare. Colibele se înmulțeau, mâncarea se împărțea,
Oamenii buni și oamenii răi stăteau la mese, discutând despre cum urma să decurgă a doua zi. În septembrie, târziu, recoltarea urma să înceapă, iar Cașa și Tecșa erau foarte entuziasmați de numărul mare de oameni care urmau să calce porțile taberei. Un grup mare de prieteni, considerau ei, jucându-se la marginea mlaștinii și murdărindu-și hainele. Erau micuți în acea vreme, dar la doar 12 ani ajutau cot la cot cu adulții, așa cum era de așteptat în vremurile lor. Mama lor, Nemira, pregătea de zor conservele pentru sezonul secetos și în interiorul colibei sunete de veselie și voie bună ajungeau la urechile ei. Muncitorii noi care au degustat sacheul proaspăt din acel an veneau cu pași grăbiți și bagaje, gata să se așeze în tabără. Șeful plantației i-a îndrumat spre colibele lor și i-a așezat pe fiecare în paturile sale. Acum tabăra devenise ca un mic sat care vuia de vocile noi veniților. Pisicile locale s-au speriat din cauza tărășeniei și au început să fugă în toate direcțiile pentru a se ascunde, când una a fugit fix prin fața unui muncitor dolofan și băut bine. Acesta a prins animalul de gât și l-a zvârlit în foc chiar sub privirile lui Cașa. Băiatul a simțit o ură profundă față de grăsan și a început să urle la el. Privirea asurzitoare a muncitorului s-a așezat peste copil și un râs malefic i-a împins buzele cărnoase și aspre în direcții diferite. Vocea lui Cașa tremura în agonie și neputință. Voia să rostească un nou set de cuvinte piciuitoare, dar un nod în gât i-a tăiat respirația și lacrimile au început să inunde fața tânără. Umilința l-a făcut să fugă și să se ascundă în spatele colibei, simțind cum bărbăția lui s-a dărâmat și nici nu a putut apăra un biet pisoi. Tecșa era mai stăpân pe sine și odată ce muncitorul dolofan s-a îmbătat bine, a luat un cărbune aprins și l-a vârât în pantaloni. Răgetul de durere al omului a trezit-o satul și Tecșa privea râzând din depărtare cum muncitorul căuta făptașul. Tasche, tatăl celor doi, a ieșit din colibă ca să vadă spectacolul. Un val de înjurături s-a bătut asupra sa când muncitorul a venit asemenea unui tren furios țintă spre el, acuzându-l pe Tecșa de faptă. Nu-ți permit să arunci asemenea vorbe murdare asupra fiului meu. Dacă tu ai vărsat pe gât mai mult sache decât poate ficatul tău să ducă, trebuie să dispari în cort și să nu-ți arăți fața până dimineață. Îi te cer rușine aduce în urma ta. Pluziciunea ta vă plăti cu vârf și îndesat. Bijuteriile mele au arsuri și pielea a început să se ducă pentru că n-ai putut să ți duci odrasla. Om fără cinste ce ești. Tecșa se ascundea în spatele tatălui său și urmărea cum acesta îi explica, cu calm, muncitorului nervos cum să-și vindece zona afectată și că asta nu-l va împiedica să aibă urmași. Cearta s-a stins când alcoolicul a decis că l-a îngropat cu argumente pe Tasche. El s-a retras bodogănind și călcând strâmb printre cioturile de bambus din iarbă. Odată ce a ajuns la colibă, a trântit ușa puternic, iar mici șipci s-au desprins de pe ramă ei. Tasche s-a întors spre familia lui, unde, pe pat, Nemira dormea cu gemeni în brațe. Și-a sărutat soția pe frunte și s-a așezat pe celălalt pat, gândindu-se la ziua de mâine și cum avea să-și ferească copiii de grăsanul nervos. Cașa și Tecșa s-au trezit chiar când soarele răsărea timid spre mlaștina de orez. Au ieșit afară împreună, discutând despre grăsanul afurisit care a venit în tabăra lor. Cașa era foarte mândru de răzbunarea fratelui său și îl invidia pentru tăria lui de caracter. Grăsanul s-a trezit și el, la auzul râsetelor de copii, și a ieșit afară din coliba lui. Era mahmur și încă avea pe el pantaloni arși. Odrasle afurisite, o să vă înnec în mlaștina aia unul câte unul.
Amenințările lui au fost auzite și de Tasche, care pregătea pălăriile și uneltele. El a cerut imediat șefului de tabără să-l mute pe Grăsan pe alt traion, ca să-și țină copiii departe de bestia malefică. Zilele treceau și recolta orezului se desfășura ca în fiecare an. Pe culoarele mlăștinoase, muncitorii se cerau de zor plantele și le așezau în găleți de lemn pe care le purtau pe spate. Soarele strălucea și în apă se formau mici pete albe de lumină. Cașa și Tecșa se jucau printre rândurile de orez în timpul pauzelor, ascunzându-se și făcându-și mustăți din frunze tăioase. Un zgomot de plăscăit abundent s-a auzit din spatele lor și o umbră le-a întunecat cerul. Era muncitorul rău de gură cu un alt pisoi în mână. L-a prins pe Cașa de ceafă și l-a forțat să ia pisoiul, apoi i-a strâns mâinile și le-a împins sub apă. Tecșa îl îmbrâncea pe bărbat, dar Nămila nu părea să se miște. Nici zgârieturile, nici mușcăturile nu puteau să deranjeze bestea fără suflet. Cașa plângea în hohote și încerca să dea drumul pisoiului, în timp ce bule mici ieșeau de sub apă, iar animalul se zbătea. Râsetele sadice a Grăsanului se auzeau pe fundal și corpul mic al animăluțului părea să rămână fără viață. Tasche era sătul de prostiile Grăsanului și i-a dus pe copii alături de pisoi la șeful taberei pentru a-l da afară pe nenorocit. După mulți ani în mlaștinile de orez, Tasche avea o reputație excelentă și șeful nici nu a stat să asculte vorbele alcoolicului, alungându-l din sat imediat. Pădurile de bambus din jur trosneau încet sub bătaia vântului. Arătau ca niște statui înalte, iar apa plesnea în interior, fiind captivă sub scoarța verde. Aerul era răcoros și solul umed, iar micile libelule cu aripi ca de sticlă zburau de pe marginile frunzelor pe suprafața bălților pentru a-și depune ouăle. Din coliba familiei lui Tasche se auzeau urlete pe jumătate umane, ca un animal rănit care încerca să se elibereze de un prădător ce-l consuma de viu. Toți muncitorii erau la câmp și nimeni nu părea să audă zgomotele deranjante. Doar vântul și câmpul erau martori la oroarea ce se întâmpla după pereții subțiri. Tecșa venea încet spre casă, pentru că secera lui s-a rupt pe câmp și a auzit vântul purtând notele înalte în adierea lui. S-a strecurat pe lângă colibă și a privit printre crăpăturile inegale a bucăților de bambus. Mama sa era întinsă pe pat, plângând și urlând, în timp ce muncitorul alungat se încheia la pantaloni. Își dorea să pătrundă în casă și să oprească tot, să dea timpul înapoi și să-și apere mama, dar era doar un copil. Neputința și durerea l-au copleșit profund și când bestia a ieșit din colivă, a fugit spre mama sa. Picături de sânge se prelingeau pe perete, iar pe jos o seceră însângerată stătea aproape de capul patului. A încercat să-și întrebe mama cum s-a întâmplat o asemenea nenorocire, dar când femeia a deschis gura, un chiac de sânge a căzut în pala ei. Limba părea să-i fi fost tăiată, iar apoi smulsă, iar pe interiorul obrajilor răni adânci verticale arătau ca niște vergeturi în carne proaspătă. Sângele se coagula în culori închise și îi păta buzele care păreau rupte din fața sa, aproape despicându-i zâmbetul până la gropițele din obraj. Câțiva dinți lipseau, iar unii erau ciobiți sau rupți de la jumătate, ca niște oase de pui sfărâmate în gura unei bestii. Arăta aproape de nerecunoscut și vorbele ei erau neclare, aproape înnecându-se cu propriul sânge. Glezna sucită, chiar motivul pentru care era acasă singur atunci, era întoarsă complet, cu talpa rotită invers. Piciorul ei, Vinețiu, se atingea de marginea patului, trezărând uneori cu plânsetele sale. Era sfâșietor să o vadă așa pe săraca femeie și acum nimeni nu putea afla ce s-a întâmplat de fapt. Mama nu știa să scrie, căci atunci această îndeletnicire era doar pentru cei bogați, care aveau bani să aibă profesori în curtea lor. Povestea masacrului urma să rămână nespusă, existând doar victima și făptașul, dar nu și dovezile care să le unească.
Tecșa a tăcut, chiar și când tatăl său l-a interogat. Și când mama sa îl ruga, cu lacrimi în ochi, să spună tuturor ce s-a întâmplat, toți îl priveau cu un dispreț aparte pentru tăcerea sa. Și într-o noapte a dispărut. Nu a lăsat un bilet și nimeni nu l-a căutat. Era privit ca un om rău, ca rușinea familiei. Un om care apără o bestie cu tăcerea lui. Muncitorul era liniștit în pădurea de bambus. Și-a creat o casă și se mulțumea cu ce reușea să fure sau să vâneze din apropiere. S-a distanțat de civilizație și mai venea doar uneori în sat pentru a face rău altor femei. Își trăia poftele ca un animal nesătul, înnecându-și judecata în alcool. A început chiar să se mândrească cu isprăvile sale și păstra adesea mici trofee în casa lui jegoasă. Fura ciorapii femeilor pe care le mutila și avea o funie pe care atârna la uscat limbile lor. La o masă mai aleasă, tăia mici bucățele din limbile uscate și apoi cânta, imitând cu vocea lui groasă, o voce suavă de femeie. Nebunia singurătății lui de prădător ajungea să-i controleze gesturile și simțea că are nevoie de mai mult decât bucățele din cineva. Următoarea lui victimă a fost o tânără domnișoară pe care a răpit-o în timp ce culegea orez. A sugrumat-o și a crezut că a murit. Ca un vânător mândru, și-a adus prada acasă și s-a apucat să pregătească cuțitele ruginite și secerele ce le mai avea la îndemână. Avea oale metalice pe care voia să le umple de carne în timp ce diseca. Tânăra s-a trezit și a început să urle, iar muncitorul, buimac de o asemenea festă a sorții, a folosit o sârmă pentru a o ștrangula. A strâns firul metalic în jurul gâtului ei, trântind-o la podea și așezându-și talpa pe spatele ei în timp ce trăgea cu putere. Oasele s-au auzit trosnind sub greutatea lui și gâtul s-a rupt, eliberând capul din strânsoarea articulară a coloanei. Corpul fără viață tresărea pe podea ca o găină fără cap care aleargă prin curte și muncitorul s-a așezat pe pat să-și tragă răsuflarea. Era prima victimă a lui care nu a scăpat cu viață. Se simțea plin de putere și parcă condus de necurat, a așezat corpul ei pe masă și a început să desfacă încet pielea de pe mușchii care încă convulsionau ușor la durerea separării. Baraca lui nu avea geamuri, așa că atunci când sunete ciudate au început să apară, a fost surprins. Un animal de pradă părea să fi mirosit carnea și dorea să intre înăuntru. Mișcările ritmice ca de labe l-au oprit din ce făcea și a vrut să se aventureze afară. Ființă întunecată a apărut brusc, privindu-l în ochi din spatele focului. Avea o coroană de crengi pe cap, care arătau ca niște tentacule întunecate ce ieșeau din pielea sa. Mâinile îi erau anormale, acoperite cu o sârmă spinoasă, iar restul trupului era înalt și subțire. Forma se distingea neclar, dar chestia avea ceva în mână și apoi focul s-a stins brusc. Grăsanul s-a dat în spate, izbindu-se de masa cu cadavrul încă pe ea și a lipit urechile de perete, ascultând bestia. Figura demonică se strecura în cocioabă, târâind ghearele metalice de-a lungul șipcelor de bambus. Liniștea apăsătoare era acum deranjată de vântul pădurii și sunetul de tulpini groase care se izbeau una de cealaltă ca niște oase uscate. Chestia înainta, cufundându-se în întuneric, până când era aproape imposibil să distingi negura de mâinile ei. Muncitorul respira alarmat și bujbuia după o seceră, când două palme reci l-au prins de obraji. Înlemnit de frică, a paralizat instant, căutând cu privirea restul trupului chestiei ce îi ținea capul captiv. Mâinile reci au început să se ridice ușor în sus, acoperindu-i urechile, și o palmă a dispărut în întuneric. Trosnetul ce i-a lovit cealaltă ureche a creat o presiune uriașă care a spart ambele timpane pe loc, aerul fiind blocat în canalele auditive. Acum era lăsat fără simțul ce l-ar fi putut salva de o soartă necunoscută. Ființa părea să fi dispărut pentru câteva minute, cât timp urechile lui se obișnuiau cu noua realitate, iar un miros de sânge rânced i-a atins nasul. Ghearele chestiei păreau să fie peste tot, ca o pădure de spini, iar întunericul făcea indescifrabilă mișcarea sa.
Micile rafale de aer se strecurau printre firele de păr a grăsanului, stârnindu-i instinctul de autoconservare. O nouă lovitură i-a tăiat marginile nasului și un șuvoi de sânge a început să curgă. A încercat să oprească sângerarea, dar mâinile lui nimereau în găurile din craniu, fără să poată opri simțul de înnec cu propriul sânge. Urla din toți rărunghii, dar nu auzea nimic. Ființa a revenit, cu o lumină slabă și roșie în mână, și a vârât-o cu putere în nasul lui, aproape sufocându-l. Carnea ardea cu un sfârâit patetic, oprind căile respiratorii complet. Tăciunele părea să se sudeze de fața grăsanului, ca uns cu o smoală fierbinte. Inhala mâzga și arsura îi distrugea simțul mirosului. Creatura l-a îmbrâncit, izbindu-l de perete și aproape dărâmând coliva. L-a legat de pat cu niște curele și apoi a aprins un foc între pereții muți. Chipul creaturii părea uns cu nămol negru și privind spre podea, a părut să se înduioșeze. Domnișoara, pe jumătate descărnată și jupuită, arăta aproape ca un schelet pe care cineva punea mușchi în loc să-i scoată. O sculptură de lut în mâinile unui meșter nepriceput și grăbit, care lăsa tăieturi neatente prin cele mai importante detalii a figurii umane. Unătăile corpului erau lungi și drepte, ca și cum durerea s-a propagat doar în canalele unde i s-a permis să intre. Ca un câmp de orez, inundat. Capul ei era pe o parte și ochii erau largi deschiși, aproape ieșind din orbite. Ființa a scos un zgomot nefiresc pe care muncitorul l-a văzut doar în vibrația gâtului său, iar furia a umplut camera. Chestia s-a năpăstit asupra muncitorului, rupându-i hainele și apoi lovindu-se cu capul de sfoara cu limbi. Părea fascinată de morbiditatea omului și s-a îndepărtat, călcând în oalele pregătite pentru disecție cu organe în ele. Bestia a părut să se calmeze. A pus trupul tinerei pe masă și a început să taie bucăți din ea, în timp ce muncitorul se ruga la toți zeii cunoscuți. Tu n-ai dreptul să te rogi! A urlat creatura în timp ce i-a tăiat limba. Grăsanul a început să se înnece iar cu propriul sânge, așa că tratamentul cu cărbunele s-a repetat, creatura forțându-i gura să se închidă ca un cuptor. Lumina focului s-a întețit și se vedea cum entitatea tăia bucăți din tânără, verificându-le ca și cum dorea să se hrănească. După ce disecția și analiza era gata, chestia s-a întors spre grăsan și a început să măsoare bucățile de carne pe trupul lui, tăind meticulos în carnea vie locuri pătrate. Apoi a început să taie încheieturile muncitorului, parcă pregătind terenul pentru o plantare. După ce grăsanul arăta ca o păpușă de cârpe, chestia s-a îndepărtat. Părea să fie sfârșitul torturii, iar acel moment a fost exact când creatura a luat sfoara cu limbi și a început să le scoată rând pe rând, așezându-le pe masă. Ceva lung ca un ac i-a perforat pielea de coperta de grăsanului și vedea cum chestia făcea găuri în pielea lui, pusându-i rănile. Oarecare liniște l-a cuprins pe muncitor, crezând că poate o ultimă urmă de omenie a apărut în bestia fără chip, până să observe că își întindea mâna în spate, spre masa unde se afla domnișoara. Patul tremura de oroarea grăsanului, care urinase pe el de groază și de durere în timp ce creatura pădurii cosea bucățile victimei lui de dânsul, una câte una. Operația a durat până dimineață, iar ființa se delecta în timp ce făcea asta, mușcând bucăți din pielea muncitorului și rupându-le cu dinții, doar ca apoi să întindă pielea nefiresc de mult ca să acopere gaura. Când soarele a răsărit, ființa plină de nămol și transpirație s-a ridicat în tocolușii. Adormise de la atât efort, undeva la scurt timp după ce a terminat treaba. Își privea opera cu groază, nu cu mândrie ca noaptea trecută. Realitatea faptului începea să-l copleșească și acum era complet oripilat. Și-a șters fața și de sub nămol, chipul lui Tekșa era vizibil. Razele soarelui de dimineață luminau coliba săracă și pătată cu sânge, iar monstruozitatea grăsană stătea întinsă pe pat, gemând de durere. A devenit una cu victima sa,
iar bucățele de piere fină se întrepătrundeau cu pielea zbârcită a muncitorului prin cusăturile grosolane. Găleți stăteau la marginea pereților, cu capace de lemn deasupra. Un miros puternic de fermentație venea de acolo și Tecșa a deschis un asemenea recipient pentru a vedea ce conține. Înăuntru, orezul fermenta, formând abur de alcool pentru un sachet tradițional. Furia l-a cuprins, realizând că muncitorul irosea orezul pentru a-și satisface nevoile bolnave și dependența de alcool. Îl fura de la oameni simpli, ca familia lui Tecșa, care munceau zi de zi prin mlaștin pentru fiecare bob. Furia și abure de alcool l-au făcut să o ia razna și să se piardă într-un alt episod maniacal. Sătenii terminaseră recolta și urmau să plece. Familia lui Tecșa era deja obișnuită cu lipsa lui și stăteau toți trei la marginea casei pentru a le ura drum bun celor ce i-au ajutat în această toamnă. Trecuseră câțiva ani de când l-au văzut ultima oară, așa că șocul revederii i-a cuprins ca o menghină sufletească. La linia orizontului stătea Tecșa, cu o pungă de rafie uriașă, trăgând-o cu greu pe podea. Era murdar de sânge și abia târâia greutatea. Corpul lui uscat și lung întindea o umbră în fața pașilor săi și zâmbetul era de nerecunoscut. Când s-a apropiat, se vedeau pe pielea lui mici bășici, ca niște boabe de orez, și mirosul era insuportabil. Mirosea a stricat, a carne putredă și a fermentație. Mamă, ți-am adus limba înapoi! Spunea el, întinzând o bucată de carne maro și uscată spre mama sa. Femeia a privit scurt spre oferta fiului, de mult pierdut și a leșinat sub greutatea ororii. Tatăl, acum grizonat și cu riduri de îngrijorare, a preluat ofranda și a analizat cu atenție carnea uscată. Sătenii au început să se strângă în jurul lor pentru a vedea schimbul de replici, iar Cașa se ascundea după picioarele tatălui atunci când era copil. V-am adus mâini și picioare la toți cei cărora v-a făcut rău, spunea el, deschizând sacul și dezvăluind membrele tăiate ale muncitorului și a fetei. Un nou roi de muște a ieșit din pungă, iar fețele oamenilor s-au schimonosit în niște expresii de groază oripilate. Sătenii îl priveau ca pe un nebun și nu îndrăzneau să se apropie. Timpul părea să se oprească și zâmbetul obosit al lui Tecșa s-a izbit de lacrimile din ochii tatălui său. De asta ai plecat, să cauți dreptate. De asta ne-ai părăsit atâția ani. Ai pierdut onoarea familiei și ai devenit una cu răul care te-a distrus. Ai mâinile mânjite cu păcatul morții. Dar am adus tot ce el a furat. Am omorât bestia care ne-a vânat atâția ani, spunea Tecșa, plângând și măcinându-și dinții. Simțea că este trădat de propriul sânge, când el voia doar să aducă dreptate și să repare greșelile ucigașului. Un nod în gât îi răgușea vocea și sentimentul de ură și frustrare începea să-l cuprindă. Nedreptatea se urca pe șira spinării și un gust amar apărea în corpul lui. Disconfortul nerecunoștinței și ororii tatălui său îl bântuia. Tecșa, ești un criminal! Nu mai ești copilul meu! Tată, dar am vrut să fac un bine, spunea Tecșa, ștergându-și lacrimile amestecate cu nămol de pe față. Du-te de unde ai venit! Tu nu ai nici tată, nici mamă, nici frate, nici nimic. Te blestem pentru răul ce l-ai făcut, să nu ai parte de liniște niciodată și faptele tale să ți se repete de fiecare dată când deschizi ochii. Ucigașule, marș dinaintea mea! Tatăl arăta cu degetul spre ieșirea din sat și Tecșa încerca să controleze un nou episod maniacal, dar furia lui nu putea fi cuprinsă în corpul pe care îl poseda. Simțea cum fire fierbinți urcă de-a lungul membrelor lui și își pierde simțul rațiunii. Coloana sa părea să se înfierbânde în interiorul lui și dinții s-au încleștat cu ură și amărăciune, aproape crăpând de la puterea cu care îi strângea.
Vederea începea să-i se încețoșeze și îi devenea aproape imposibil să înțeleagă de ce fapta lui a produs o asemenea reacție nedreaptă de la tatăl său. Toți sătenii priveau la scenă și așteptau să-i izbucnească, dar el s-a întors spre ei și le-a spus: Plecați, nenorociților! Lăsați-mă cu familia mea! Nu vă e rușine să priviți la o dramă! Plecați! Oamenii au început să plece, cu mic, cu mare, șușotind, iar Tekșa s-a așezat pe pământul umed, izbucnind în lacrimi de furie și frustrare. Îmbrățișa sacul, care, în mintea lui, conținea rămășițile dreptății. Familia lui i-a întors spatele și l-au lăsat să ude pământul cu lacrimile nedreptății la apusul soarelui. Muștele roiau îngrozitor în jurul lui, băzind feroce deasupra membrelor tăiate. Sunetul se stompa în fundal, iar muștele din interiorul sufletului îi rodeau stomacul. Mlaștina de orez era goală, iar casele păreau să se piardă în ceața de lacrimi. Mici greieri țopăiau prin iarbă, iar mirosul de mâncare gătită și ghimbir umplea aerul cu o căldură din care Tekșa nu mai urma să guste. Se simțea singur pe lume, trădatei lui. Credea că un duh necurat le-a luat mințile și ei nu puteau să vadă adevărata lui față, fața dreptății pătată de sânge. A scos o seceră din sac și încerca să se lupte cu furia care îl contropea. Trupul îi spunea că familia lui nu mai ia sa și că trădarea trebuie plătită, dar inima îl ruga să ierte. În câteva secunde, decizia a fost luată. Când coliba în care locuia s-a aprins cu lumini de seară, iar familia cânta la foc. Îi privea cu dispreț. Se simțea ca un martir care și-a sacrificat ani din viață pentru a aduce dreptatea înapoi acasă. Firul logicii sale s-a rupt când tatăl său a turnat un pahar de sake și din cauza că îi tremurau mâinile, a vărsat paharul pe jos. Roadele muncii la câmp, irosite în doar câteva secunde, toate bobițele de orez care formau întregul acelui pahar și orele în care a crescut planta, zilele în care a fermentat și tot, totul irosit în câteva secunde. Pierdea controlul, vedea în tatăl său monstrul pe care l-a omorât în pădure, acel muncitor condus de dependența lui de alcool, care a rănit și a măcelărit oameni nevinovați. Tatăl său îl trădase, familia lui nu-l mai voia. Și a vrut doar să facă ce e bine și să se întoarcă tot ce a fost pierdut înapoi. Conștiința lui pătată nu mai putea suporta presiunea crăpăturilor nedreptății și ura începea să curgă prin fiecare celulă vie din sine. Vocea inimii începea să dispară într-o ceață de emoții și rațiunea ghida cu o mână de fier asupra trupului său de carne. S-a propulsat ca o păpușă udu, ghidat de furie spre coliba familiei lui, abandonând sacul de membre în apropiere. Furia controla mâna lui dreaptă, tăind în carnea din carnea lui și nimicindu-și tatăl doar cu câteva lovituri fatidice. Sticla de sake, care vechea crima de pe o poliță, a zburat parcă spre mâna lui și a înfipt în gura tatălui său. Bea, porc nenorocit, bea munca anilor noștri pe câmpurile astea mizerabile. Gunoi ce ești, nu m-ai iubit niciodată. Urla Tekșa printre dinții încleștați de ură. Nemira îl privea cu groază din partea cealaltă a camerei și ascundea fratele în îmbrățișarea sa. Kasha s-a ghemuit ca o pisică, neridicând ochii din pieptul mamei. Tekșa, orbit de furie, s-a avântat asupra mamei, care scotea sunete cu greu direct din cutia vocală. Nu putea să articuleze cuvintele și doar urla ca o gâscă ștrangulată, încercând să atragă atenția celorlalți săteni. Katana de pe perete, primită cadou de la șef pentru munca grea a familiei, reflecta distorsionat ochii împăienjenița lui Tekșa. Mâna lui s-a întins spre sabie și a ridicat-o ca pe un trofeu al familiei. Și amintea ce mândru era tatăl său de ea și nu lăsa pe nimeni să o atingă. Spunea că e o sabie reală și foarte scumpă. Mânerul împletit se simțea ca un bici al dreptății printre cutele de pe palmele lui Tekșa și dintr-o lovitură a înfipt-o în pieptul mamei sale, omorând-o odată cu fratele său. Sabia părea tot mai reală acum
și totul începea să devină realitate. Odată ce ultimele respirații ale mamei au încetat, Tekša a început să realizeze că acum este într-adevăr singur. Singura picătură din sângele familiei sale și ultimul membru din arborele lor genealogic simțea cum pământul se rotește sub picioarele lui și cum planeta de piatră a devenit lipsită de iubire și sens. A ieșit la foc pentru a-și liniști sufletul și a băut din cănuța de sake metalică care se încălzite la marginea lui. Mânerul fierbinte i-a ars pielea și a scăpat pe jos restul de sake rămas în ea. Usturimea fierbinte de pe degete l-a adus în moment și a realizat că a irosit atâtea boabe de orez, vărsând băutura pe jos. Își amintea cum strângeau plantele în perioada de recoltă și le așeza în gălețele pe care le purtau pe spate. Cum tatăl său făcea pălării din surcele de bambus la marginea focului și le măsura pe cap la fiecare ca să iasă perfecte. La mama sa, care cânta cântece de leagă și le povestea despre ce a fost înainte să înceapă timpul, un sentiment de regret amarnic s-a născut în pieptul lui, intrând mai adânc în cutia toracică. A fugit în colibă, mâna de conștiință, și a încercat să își trezească familia, lovind cu palmele chipurile lor și scârțuindu-i, dar sufletele lor au plecat deja spre lumea cealaltă. Sentimentul de regret îi rupea mușchii din inimă și simțea cum toată lumea trebuie să dispară, să rămână doar el cu ai lui. Poate dacă nu erau alți oameni în jur, ar fi continuat să fie o familie fericită, dar acum e imposibil. Trebuia să îi țină cumva cu el, să rămână împreună, să-și împartă sufletul la trei, ca să-i poată învia. Însă totul părea în van. Timpul s-a oprit pentru el și nu mai putea repara nimic. Conștiința lui îl părăsea, iar lacrimile inundau privirea ca o ploaie torențială de august. A avut o lecărire de moment și a început să taie bucăți din corpurile lor și să le coasă în pielea sa ca să-i țină mereu alături. A apucat un nac din cutia de cusut a maicăsii și a tăiat piele de la fiecare, cusând-o pe sine cu cusături mari, în petice de carne. Râdea în iluzia lui maniacală, crezând că asta e soluția. Așa vor fi împreună mereu. Sufletul lui se va împărți la trei și totul va fi bine. S-a trezit ziua următoare și focul lui era stins. Avea niște dureri oribile și abia se putea mișca. S-a mutilat până arăta ca un cadavru, iar sătenii șușoteau la ușă, spunând că îi vor arde tradițional, pe toți împreună. Cearșafuri albe s-au pus peste ei și Tekša nici nu mai mișca. Regretul lui îl făcea să creadă că asta este singura cale prin care își putea îndrepta greșelile. Oamenii adunau lemne și le puneau în grămezi, iar corpul lui a fost așezat pe un pat de surcele. Rănile se infectaseră, iar muștele intrau printre cusăturile prost realizate și depuneau ouă sub pielea pe care a furat-o. Măcar așa o familie putea trăi dacă el moare, se gândea Tekša, măcinat de regrete. Ceilalți trei au fost puși împreună pe același pat și acoperiți încet încet cu surcele uscate și vegetații, iar Tekša stătea singur în închisoarea lui de lemn, sperând la un sfârșit rapid pe baza anecului cu fum. Vedea doar marginea ceașafului alb și umbrele lemnelor care urmau să-i fie sicriu. Era apoi auzit cum cineva cunoscut recită familiei sale câteva cuvinte frumoase despre viața lor. La el însă nu a venit nimeni. Cineva a prins o torță și a dat foc ambelor grămezi de lemne într-o liniște asurzitoare. Focul își croia calea printre lemne, pocnind mărunt la vreascuri, iar frica începea să-l cuprindă pe Tekša. Moartea avea să fie una lungă și agonizantă, iar acum nu-și mai dorea să părăsească această lume. Nu voia să renunțe la tot ce cunoștea, la pădurea înaltă de bambus, la câmpurile mlăștinoase, la satul mic și la aroma de ghimbir tocat mărunt peste brusturii fierți. A încercat să se zbată, dar colțurile lemnului atingeau peticele de piele cusută, provocând o durere seacă când sfoara trecea dintr-o carne în alta. Mâinile și picioarele îi erau legate și puterile îi scădeau din cauza infecției. Căldura devenea tot mai puternică și flăcările erau în jurul lui ca o cupolă de cuptor. Închisoarea de vreascuri îi capta ultimele suflări, în timp ce se zbătea ca să scape de durerile inimaginabile.
Un lemn pus nepotrivit a alunecat și a căzut peste cearșaful său, vărsând flăcări peste corpul schingiuit. Simțea cum căldura dezlipea carnea străină de carnea lui, odată ce firele ardeau, parcă curățându-l de rău. Nu mai voia să lupte, deși voia să trăiască. Mișcările deveneau tot mai dureroase și grele de executat, odată cu arderea cearșafului, și cărbunii încinși cădeau peste el ca o grindină fierbinte. Urletele lui nu se auzeau prin vâltoarea flăcărilor care ghidau sufletele spre cer. Așa s-a născut demonul Tekshah, un demon cuprins de regret și singurătate. El umblă prin lume și își caută familia. E văzut de multe ori în jurul fabricilor de sake, chinuind muncitorii sau la fermele de orez, vânând pe oamenii care stau însingurați. Până și o singură bobiță de orez care cade pe jos este chemarea lui. El rupe carnea celor ce irosesc și își acoperă trupul ars pentru a-și ascunde rușinea. Și apoi le ascunde bobițe de orez sub piele ca să crească o nouă recoltă în locul risipei. Dacă scapi orez sau vergi măcar un strop de sake, să te ferești, căci Tekshah va veni să-ți ia carnea și să te pedepsească așa cum și-a pedepsit familia. Aude tot și vede tot. Nu fii risipitor dacă vrei să-ți păstrezi carnea. Dragi spirite, ele și spiriduși, demonul Tekshah este unul dintre miile de demoni de pe tărâmul nostru pustiu și întunecat. Dacă doriți să vă mai întunecați zilele cu povești demonologice, vă aștept aici și mai departe, căci vom vorbi despre fiecare cât îi se cuvine. Acum oferiți ofrandă un like, lăsați un comentariu cu demonul pe care vreți să-l invocăm la următorul foc de tabără și sacrificați butonul de abonare. Noi ne vom vedea la un alt apus, pentru că vocea ororii a fost șefă de promoție la demonologie.